Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. În mai puțin de două săptămâni vom avea referendumul local pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoacă. Atitudinea față de acest referendum este una diferită. Unii îl promovează, alții dimpotrivă. Ne cheamă să-l boicotăm. Despre toate argumentele pro și contra discutăm cu invitații mei din această seară. Eu îi salut în studio pe Vladimir Bolea, președintele organizației teritoriale din Chișinău al Partidului PAS. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Victor Cioban, analist politic. Bună seara, bună seara, bine ați venit. Valeriu Pașa, expert din asociația Watchdog.md, bună seara, bună seara. Bine ai venit. Corneliu Ciurea, comentator politic, bună seara, bine bună ați seara. Venit. Și prin telefon vom lua legătură cu Alexandru Slusăr, vicepreședintele PPDA, Ion Ceban, în calitatea sa de consilier municipal PSRM, și Valeriu Munteanu, vicepreședinte PL. Pentru început vreau pe scurt să vă întreb pe fiecare dacă susțineți sau nu ideea organizării unui referendum pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă și dacă vă place sau nu ideea de a-l boicota. Domnul Ciobanu, începem cu dumneavoastră. Eu mi-am expus punctul de vedere și la mai multe televiziuni inclusiv și am scris pe tema asta. Deci mi-mi pare oarecum bizară solidaritatea tuturor forțelor politice, indiferent de coloratură, care, într-un avânt unic, au început să boicoteze acest referendum. Să facem un exercițiu imaginar. Cred că tot ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în Chișinău a fost un fiasco monumental. Și dacă e să luăm toate comentariile din toată presa, toate televiziunile și rețelele de socializare până în momentul arestului lui Dorin Chirtoacă, cred că toți erau absolut unanimi și într-același gând că acest primar este incompetent, impotent, cum vreți să continuați acest șir logic, nu își exercită până la urmă funcțiile. Am văzut în ce dezastru a ajuns municipiul. Deci se cerea, apropo, și a fost această inițiativă de un referendum de demisie. Acum, în primul rând, din partea societății civile, exact. Să ne aducem aminte. Valeriu a făcut parte din acel grup, Victor Chironda, Sergiu Tofilat, da. Voznoi, ne amintim că acea inițiativă a fost torpilată cu succes de actuala guvernare. Iată că acum socialiștii obțin acordul la desfășurarea acestui referendum și am zis că se creează impresia că este o parte a unui deal între Plahotniuc și Dodon, când mixul a fost deci premiat cu anumite chestii, inclusiv cred că Plahotniuc i-a promis dacă nu și primărie, atunci cel puțin desfășurarea acestui referendum lui Dodon. Bine, și iată că o parte din opoziție nu vrea să participe în acest deal dintre Dodon și Plahotniuc. Dumneavoastră, nu considerați că asta este o strategie corectă? Pentru că este inițiată de socialiști, nu știu de ce toată lumea începe să se solidarizeze pe faptul că inițiativa vine de la socialiști. Acum întrebarea, bun, sunt strategeme, politică, toate constă din tactici, strategii și așa mai departe. Ca să nu se asocieze cu socialiștii. Bine, care este câștigul opoziției? Întrebarea este, după mine, foarte simplă. Ori, politica este arta rezultatului. Nu a posibilului, imposibilului, a rezultatului. Deci acum cine controlează primăria? PD-ul a controlat-o inclusiv de la înscăunarea lui Grozavu, trecut prin CNA. Acum a găsit un candidat mult mai agreabil pentru public, care își va păstra acest interimat tot acest timp. Dumneavoastră vorbiți așa, ca și cum acest referendum deja a ieșuat. El deja este ieșuat pentru că guvernarea și-a pus tot efortul pentru ca acest referendum să fie ieșuat. Să ne amintim de referendumul din 2010, când toți au sărit în susținerea referendumului și până la urmă nu l-au susținut. Da, eu țin minte. Domnule Ciurea. Bun, eu cred că totuși regula principală a politicii moldovenești, cea geopolitic, primează și eu înțeleg acest lucru, chiar dacă accept... Dar puteți să-mi explicați ce are geopolitică cu... Păi toată lumea înțelege, cea mai europeană capitală, el e ticălos, dar ticălosul nostru. Asta este un faimos slogan american, care de altfel este valabil și în condițiile noastre.
este normal ca, adică este pe înțelesul tuturor că un primar pro-european, chiar dacă cu anumite defecte în managementul municipalității, să fie susținut de partidele pro-europene, deși, sigur, și acest primar are un dosar și el are și dumneavoastră, nu credeți că un politician pro-european corupt cu imaginea stricată mai mult afectează imaginea forțelor pro-europene decât o ajută? Bun, tocmai din această cauză este și cealaltă parte a medaliei, este vorba de dosar, este vorba de anchetă și domnul Chertoac, în cazul în care este vinovat, nu va scăpa de justiție. Deci sunt două planuri, nu este doar un singur plan, referendumul și faptul că partidele de dreapta pro-europene și Partidul Democrat boicotează. Domnul Ciurea, dar eu ca să înțeleg dumneavoastră, când v-ați referit la partidele pro-europene care îl susțin pe un primar pro-european, având în vedere pe Dorin Chertoacă, la care partide v-ați referit? În primul rând m-am referit la Partidul Democrat și Partidul Acțiune și Solidaritate. Am înțeles. Partidul Acțiune și Solidaritate, el susține fie primarul european, Dorin Chertoacă. Deci, noi boicotăm aceste alegeri și sunt perfect de acest referendum, da, și sunt perfect de acord cu antevorbitorul meu când a povestit tot șirul ăla de evenimente cu problemele care au loc în oraș. Dar noi îl boicotăm pentru că, în final, noi vrem schimbarea adevărată a clasei politice. Noi nu vrem această mimare care o face acum Partidul Socialist împreună cu Partidul Democrat. Votul nostru împotriva acestui referendum sau nesusținerea acestui referendum nu trebuie tratat ca o susținere a lui Chertoacă. El nu este pro-Chertoacă, el este împotriva referendumului, este împotriva jocului care îl face Partidul Socialist împreună cu Partidul Democrat. Domnule Bolea, dar dumneavoastră știți foarte bine că există experți, mulți experți, și nu este vorba doar despre domnul Ciobanu sau despre Valeriu Pașa, care spun că astfel partidele de dreapta cumva oferă primărie... Pietavă. Da, pietavă democraților. Nu. Dar primărie este foarte importantă în contextul alegerilor parlamentare, pentru că în municipiul Chișinău vor fi 11 circumscripții electorale. Deja. Și știți, cine controlează resursa administrativă, acela ar putea cumva influența mersul și bună organizare a alegerilor. Noastră, ce părere aveți despre acest punct de vedere al lor? Este o părere a experților care sigur poate fi, dar noi ca și partid am luat decizia că boicotăm aceste alegeri din următoarele motive. Deci, de ce nu aveți alegeri? Pentru că asta și e chestia, asta nu sunt alegeri. Pentru că alegerile... Următoarele le boicotați. Nu, sigur, nu am luat decizia încă despre următoarele alegeri. Noi vorbim despre acest referendum, îmi cer scuze. Deci, în primul rând, este o cheltuială de bani de 9 milioane de lei, absolut inutil. În al doilea rând, acest primar are un dosar, cred că cât de curând o să mai aibă unul, după câte am înțeles eu, s-au început iarăși să studiază mai atent alte lucruri care le-a făcut el în primărie. Eu cred că era perfect de așteptat decizia unei judecăți, că dacă el era condamnat, el era eliminat din funcția lui de primar și atunci nu era nevoie să se cheltuie aceste 9 milioane. În al doilea rând... Dar decizia unei judecăți poate să vină într-un an, 2, 3... Iată, uitați-vă, cu primarul asta nu e un motiv de a face referendum. Noi așa și n-am ajuns să avem o decizie definitivă și omul... Eu înțeleg, dar nu este motiv să facem referendum. Pentru că asta au vrut acum socialiștii. Dar asta au vrut încă anul trecut mai mulți membri ai societății civile. Exact, atunci trebuia să fie făcut. E o întrebare de ce societatea civilă a fost ignorată, dar atunci trebuia să fie făcut și atunci el ar fi avut cu totul altă rezonanță. Dacă îmi permiteți să intervin, pentru o serie de precizări pe care le consider importante. Inițiativa care a fost pornită pe la sfârșitul primăverii anului trecut, dar în ajunul îndeplinirii unui an de mandat, al treilea mandat, care cu siguranță era unul mult prea în plus pentru Dorin Chertoacă, a fost constituită o inițiativă de a porni colectarea de semnături pentru un referendum pentru demitere. Din acel grup de inițiativă, care într-adevăr a fost condus în mare parte de reprezentanți ai societății civile, au făcut parte și foarte mulți reprezentanți ai partidelor, membri de partid. Și acolo, apropo, erau și socialiștii. Mai mult de jumătate, dacă nu exclud. Bine, nu mai țin minte că nu i-am numărat exact, dar erau foarte mulți membri ai Partidului Socialiștilor. Pentru că a fost pus pe masă o chestie mult mai importantă. Bă, deci, dincolo de partea politică, haideți să facem ceva cu orașul ăsta. Cu ce s-a soldat acea inițiativă este foarte simplu. Încălcând
orice prevedere legală, justiția moldovenească, concret Curtea de Apel Bălți, iar apoi Curtea Supremă de Justiție, în absolut încălcarea oricărei prevederi legale, au interzis înregistrarea grupului de inițiativă de au către... Au lipsit, hai să spunem lucrurilor pe nume, au lipsit locuitorii capitalei, capitalei noastre de dreptul lor constituțional. De a strânge semnături, de măcar. De dreptul lor constituțional, da, exact. Asta deloc încă nu însemna că acel referendum ar fi avut loc. Exact. Primarul să fie demis. Nu ne-au interzis, atunci măcar strângem semnături. Lucrul ăsta s-a făcut printr-un aranjament politic foarte clar, când Plahotniuc a dat indicații judecătorilor să blocheze, să ia această decizie ilegală. La solicitarea Partidului Liberal, care tocmai care bine încă era la guvernare. Era la guvernare împreună cu PD-ul. Ce avem acum este doar o continuare. Și atunci socialiștii au spus că, bine, noi o să continuăm acest proces, o să mai facem o tentativă. Era absolut evident că domnul Plahotniuc oricând poate să dea aceeași dispoziții și judecătorii să le interzic socialiștilor, măcar să strângă semnături, fix așa cum ne-au interzis nouă anul trecut. Și cu siguranță este un aranjament. Păi ce-a făcut Igor Dodon cât a negociat tocmai să-i permită Plahotniuc să strângă semnăturile? L-a convins Plahotniuc să nu încalce legea, să nu mai dea o dispoziție judecătorilor? Păi ce-i ilegal în asta? Măcar atâta lucru bun a făcut Igor Dodon. Dar cred că e unicul care l-a făcut într-un an de mandat lucru bun. Da? Deci acest referendum nu este ilegal, este unul perfect legal. A fost inițiat de socialiști, ei au strâns semnături. Semnăturile le-au depus cetățenii Chișinăului. Deci, referendumul nu este inițiat de un partid. Și nu neapărat membrii Partidului Socialiștilor. Dar cu siguranță nu, ei strângeau pe stradele la toți trecătorii. Deci, referendumul nu este inițiat de grupul de inițiativă. Nu este pornit în baza grupului de inițiativă, dar în baza semnăturilor a peste 70.000 de cetățeni din Chișinău. Ei sunt adevărați inițiatori a referendumului, pentru că așa prevede legea. Acum, la concret cu situația asta, pentru că ea s-a întins foarte mult. Și da, sunt absolut sigur că este un aranjament, dar nu a fost un aranjament pentru încălcarea legii. Lasă-i să mai facă aranjament, să ducă Dodon, să-l convingă Plahotniuc să nu mai intervină în justiție. Ce crezi despre boicotarea acestui referendum? Boicotarea acestui referendum, și asta era de la bun început încă din luna mai acestui an, este, din păcate, acceptarea unui scenariu artificial în interesul unei singure persoane, a domnului Vlad Plahotniuc, care a pus control pe primăria Chișinău prin eliminarea lui Chirtoacă, care a fost suspendat de judecată, și faptul că s-a impus un interimar adus de pe stradă, pentru că asta este, care nu are nicio legitimitate, este 90% vina lui Dorin Chirtoacă, pentru că el nu a numit la timp viceprimarii, pentru că atunci când a fost, înainte să fie suspendat din funcție, a avut timp câteva luni la dispoziție să-l demită pe Nistor Grozavu, care știa că este șantajabil. Dar realitatea este că Dorin Chirtoacă este și mai șantajabil decât Nistor Grozavu. Ce să ne așteptăm de la el că el își va da demisia este cel puțin utopic. Realitățile, într-adevăr, au evoluat și acest referendum nu mai are nimic de a face cu demiterea lui Dorin Chirtoacă. Dorin Chirtoacă nu se mai întoarce în primărie, el nu va fi condamnat, pentru că el este util Partidului Democrat, exact în poziția sa actuală de primar suspendat, pentru că dacă îl condamnă, provoacă alegeri anticipate. Pentru ce să o facă Partidul Democrat dacă ei acum controlează atunci, primărie? Atunci poți să-mi explici, atunci, urmând logica ta, de ce Dorin Chirtoacă nu și-ar fi dat demisia? Nu își dă demisia ca să nu facă jocul democrației? Pentru că el continuă să fie cu forța impus să facă acest joc al democraților. El nu este liber în decizii. Pentru că dacă el merge împotriva voinței democraților, va fi condamnat, pentru că au pentru ce să-l condamne. Să așteptăm decizia judecății este cel puțin neserios în condițiile Republicii Moldova, pentru că noi nu avem decizii ale judecătorilor, mai ales pe cazuri de astfel gen. Noi avem niște instrucțiuni. Valeriu, eu cer scuze, se poate aici făcut o precizare. Exact așa ne-a spus Ceceaul. Până la pronunțarea deciziei instanței de judecată, noi suspendăm procesul decisionare a licenței de la Analytic Media Group către asociația noastră. O frază ca să închei. Acest referendum nu mai este despre demisia lui Dorin Chirtoacă. Despre el nu mai revine. Este referendum despre provocăm în primăvară alegeri anticipate a primarului în oraș sau lăsăm orașul în controlul lui Vlad Plahotniuc. Atât. Asta sunt două opțiuni care le avem pe 19 noiembrie. Altele nu sunt. O precizare, dacă se poate. Eu văd că pentru că ați susținut punctul de vedere și ați spus, în partid s-a luat o decizie. Ok. Atunci când ați luat această decizie,
ați examinat varianta desfășurării alegerilor anticipate, care sunt șansele dreptei și a pasului în general în oraș, pe fundalul că sunt socialiștii, pe de o parte, și PD-ul care niciodată n-a ieșit din marja de eroare în rezultatele alegerilor din Chișinău. Ați examinat această posibilitate? Sigur, da. Ipotetic. Sigur, da. Deci eu ar vrea să mă întorc. Și ați hotărât că nu costă să... Dați-mi. Nu face să câștigați dați-mi primărie. Deci, din ce a spus domnul Valeriu, a reușit în general că acest referendum este o victorie a democrației în Republica Moldova. Ba da, este, pentru că este o victorie a democrației și chiar mă gândeam că ar fi bine să mă ridic în picioare și să aplaud. Nu este așa. Deci, partidul politic PAS duce în popor, în alegătorii noștri, informația, precum că binomul, și am să repet, cred că toată această emisiune, binomul Plahotniuc-Dodon își fac jocul lor extrem de murdar și PAS-ul nu se poate implica într-un astfel de joc pentru nimic. Pentru nimic, absolut pentru nimic. Pentru că vorbim despre o profanare a drepturilor. Domnule Bolea, nu vă supărați, alegerile viitoare, exact Bolea, asta vor fi. Dar nu iese că și următoarele alegeri exact parlamentare care vor fi organizate în baza sistemului mixt, tot sunt un joc și o profanare organizată sigur, de către... Doamna Morară, pe de o parte, Vlad Plahotniuc, pe de altă parte, Igor Dodon. Dar și nu există emisiune în care să nu participe PAS-ul, să nu spună că este o mizerie totală alegerile care vor urma. Și, practic, proiectul care și l-a făcut domnul Plahotniuc împreună cu domnul Dodon de a aduce Partidul Socialist la putere pentru a deturna parcursul pro-european al Republicii Moldova într-un haos total al dictaturii, înțelegeți? El este pus în funcțiune la etapa actuală în Republica Moldova. Deci asta este scopul final. Și noi asta spunem în fiecare misiune și peste tot, și nu numai în Republica Moldova, dar și peste hotare. Deci dar în același timp, în alegerile parlamentare veți participa. Pentru că noi trebuie să avem măcar o platformă de unde să vorbim dar cu alegătorii. Dar Chișinău n-ar fi fost o asemenea platformă pentru dreapta europeană? Eu deci, cum în nu primul rând, noi vorbim despre o funcție a unui primar care va fi în funcție de, mai puțin cred, sau un an de zile minim. Inclusiv în perioada alegerilor parlamentare. Da, să vorbim. Cu un Consiliu Municipal total nefuncțional. Deci noi, practic, vorbim de un Consiliu Municipal total nefuncțional. Aduceți-vă aminte comportament socialiștilor în acel Consiliu Municipal. Aduceți-vă aminte, deci acel primar nu că nu va reuși să promoveze partidul, cum susțin colegii mei, dar va fi exact invers, va fi o bătaie totală de joc. Exact. Acum, dar credeți să ne aducem aminte cum a început Dorin Chirtoacă în 2007, când a devenit primarul general al orașului Chișinău. Cum a început așa și terminat. Domnie, s-a avut un CMC deloc... Mult mai complicat decât ăsta de acum, și a reușit să transforme un partid inexistent, să-l aducă de 3 ori la rând în Parlament cu destul de mult deputat, să-l ține la guvernare, a reușit după, deci acea victoria lui în 2007 a pornit, de fapt, declinul de la puterea Partidului Comuniștilor, care nu era mai, cu mult mai puțin reacționar decât ce avem acum la guvernare, dar spre deosebire de actuala guvernare cu anti-rating de 95%, comuniștii aveau 50% rating pozitiv. Da, și oricum au pierdut alegeri. Da, domnul Ciurea, cine va câștiga și cine va pierde dacă acest referendum nu va avea loc pentru că prezența la vot va fi prea mică? Da, eu cumva mi se pare o situație bizară în care comentatorii critică acțiunile PAS-ului. Mie mi se pare că PAS-ul nu are cum să piardă în urma boicotării acestor alegeri. Cel puțin PAS-ul nu s-a asociat la o inițiativă promovată de către adversarii lor. Unul, dacă vă spune zice, deja unul domnul, din adversarii deja lor... Deja și domnul partidul... Ciurea vă spune, cred că trebuie să o credeți neapărat. Nu, mâine o să iasă domnul Plahotniuc și să vă susține domnul, exact pasul. În acțiunea nu, asta. Poate fel, măcar așa. Poate să mă creadă pe mine, poate să vă creadă pe dumneavoastră, că nu neapărat să vă creadă pe dumneavoastră. Nu sugestiile dumneavoastră nu neapărat sunt cele mai eficiente. De altfel, bun. De asta zic că aceste pare și platforma, noi vorbim despre PAS, da, platforma, da, față de care am anumite rezerve, că este un partid 100% de dreapta, dar și ea a luat această decizie. Da, nu a luat această decizie. Nu chiar este așa și după pauză vom vorbi cu Alexandru Slusăr, care va explica care este bun, de fapt atunci poziția el partidului. E nevoie ca ei să explice de mai multe ori ceea ce spun, pentru că nu întotdeauna mesajele lor ajung foarte ușor la public. Dar, repet, în politica moldovenească, oricât de mult vor contesta unii comentatori politici, dar ne vom convinge din mereu că
principiile geopolitice nu pot fi eliminate din ecuație. Atâta timp cât ești un partid pro-european autentic, nu te poți solidariza cu un partid de stânga care promovează interesele proșii. Dorin Chirtoacă a câștigat în trei rânduri alegerile în Chișinău datorită acestui principiu. Și el funcționează în continuare. Dacă domnul Pașa vrea să-l ignore, poate. Poate da, în contra, domnule Ciurea, pun în capul mesei exact acest interes, dacă îl numesc noi astăzi geopolitic sau interesul integrării europene, și conștientizez că, unu, o victorie electorală în Chișinău va întări foarte mult opoziția pro-europeană, va diminua din puterea actualei puteri, care este una anti-europeană, va da peste nas foarte mult socialiștilor care, după mine, n-au nicio șansă să câștige această primărie. Niciodată n-au și câștigat. Și va băga foarte multe zâzanie în interiorul Partidului Socialiștilor, care, dacă o să observați atent ce se întâmplă în ultimele zile, o să vedeți că din interiorul Partidului Socialiștilor, mai bine spus, din zona președintelui Dodon, este un sabotaj deschis către colegii lor care promovează acest referendum. Și asta se vede clar, măcar prin faptul că ăștia promovează referendum, dar Dodon îmblă și povestește despre Republică Prezidențială. Da, ce asta dacă nu-i sabotat? Tot ce spuneți dumneavoastră ar fi valabil. Există exact ocazie prin care dreapta ar putea să da o lovitură pe baza unei greșeli tactice făcute de socialiști, și să le dea o lovitură și lor, dar în special Partidului Democrat. Îmi permiteți să vă adresez o întrebare? Vă rog. Spuneți-mă, rog, cine este candidatul dreptei pentru fotoliul de primar în viitorul apropiat? Domnule Ciurea, asta trebuie să adresați. Ar putea să fie oricine pentru dată. Cine este acest candidat să fie după această pauză? Rămâneți cu noi. Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre boicotarea sau neboicotarea referendumului din data de 19 noiembrie, referendumul pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoacă. Iată, îmi scrie Ilian Cașu, consilier municipal din partea partidului nostru. Referendumul nu mai contează după parășutarea Silviei Radu la primărie. Valoras rămâne demisia lui Dorin Chirtoacă. Acum referendumul e doar mobilizarea susținătorilor pe SRM cu 9 milioane din buget, cadoul lui Plahotniuc pentru Dodon. Asta e. A fost o întrebare adresată de către Valeriu Pașa, dar cred că asta este o întrebare bună pentru toată lumea. Cine este acel candidat unic din partea dreptei pro-europene pentru primărie la eventualele alegeri anticipate? Și acel candidat unic, cel mai probabil, se va determina în turul 2 al alegerilor, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Adică e puțin probabil să fie un candidat al dreptii care să câștige chiar din primul tur. Dar nu este imposibil, depinde. Deci campania electorală va construi cum se vor mobiliza partidele. Dar cine ar avea șanse mai mari în eventualele alegeri? Candidatul PSRM sau candidatul dreptii pro-europene, dacă acesta ar fi un candidat unic? Cu siguranță candidatul dreptii pro-europene, pentru că orașul Chișinău este unul clasic. Și care partid de tu ai în vedere când vorbești despre dreapta pro-europene? Mă refer în primul rând la PAS și Platforma DA, dar poate să apară și altele care să-l susțină. Cu siguranță pot să vă spun cine nu are șansă. Nu are șansă pe DEU, nu are șansă pe LEU. Da, deci ăștia nu mai au șansă să câștige. Deci Dorin Chirtoacă, dacă ar mai participa o dată, cred că ar face un scor bun, având în vedere ratingul partidului pe care îl reprezintă acum. PSRM-ul au și șansă, cu siguranță vor avea un rezultat foarte bun, într-adevăr își vor consolida electoratul. Nu știu de ce domnul Cașu crede că ei l-au pierdut atât de mult. L-au pierdut, cum arată sondajele, pentru că PSRM-ul este în scădere în genere la nivel național. Asta e tendința arătată de toate sondajele, indiferent de metodologia aplicată. Cu siguranță acest proces este mai accentuat în Chișinău, unde Igor Dodon a avut un scor foarte bun la alegerile prezidențiale, luând 48%. Deci a avut un scor foarte și foarte mare pentru stânga. Unele regiuni au luat mai multe voturi Dodon singur decât toate partidele de stânga împreună la alegerile din 2014, ceea ce este un rezultat foarte puternic. Dar chiar și așa nu i-a ajuns să treacă pragul, având în vedere că și partidele oponente erau totuși partide tinere, cu destul de puțină experiență și nu foarte multe resurse. În condițiile în care PSRM-ul a scăzut, în condițiile în care candidatul lor este unul evident care este Ion Ceban, care va fi înaintat, altfel partidul se va scinda, sau cel puțin parțial se va scinda. Având în vedere că acest candidat, și eu spun absolut sincer, cred că Ion mă vede acum, o să fie sabotat personal de președintele Dodon, care nu are nevoie de concurență în partid.
Da, dar cumva dreapta vrei pierge... Vrei să spui că se începe aceeași poveste ca și în picioare? Da, în mod absolut, evident. Pentru că Partidul Socialiștilor este în scădere. Igor Dodon are probleme foarte mari din cauza acestei coabitări cu Vlad Plahotniuc, care e vizibilă. Și în mod normal, el exact este strategia Voronin. Mă duc eu în jos, duci partidul. Nu cumva cineva să supraviețuiască. Eu cer scuze că te întrerup. Noi avem legătură directă prin telefon cu Alexandru Slusăr, vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Domnule Slusăr, bună seara! Bună seara! Vă rog să ne spuneți care este totuși poziția Platformei Demnitate și Adevăr în privința referendumului din 19 noiembrie. Sunteți pro boicotare sau împotriva? Dar noi am discutat acest subiect foarte minuțios și nu odată. Dar chiar astăzi în studio invitații au discutat și unii dintre invitații au spus că așa și n-au înțeles poziția platformei. Nu, ok, reiterăm încă o dată. Dacă cineva nu a înțeles, cred că cineva din tabăra democrației sau socialiștilor nu a înțeles. Ok, noi am discutat... detaliat această întrebare, dat fiind faptul că în 2015 încă noi înțelegeam că Dorin Chertoată a câștigat alegerile a treilea mandat în baza unor înțelegeri cu Vlad Plahotniuc. Deci dumneavoastră nu credeți că acele alegeri au fost libere și corecte? Eu cred că acolo sunt foarte multe întrebări. Noi tamana am participat la proteste și vă amintiți pe 7 iunie în baza unor întâlniri nocturne între Gimpu și Plahotniuc, Partidul Liberal nu a vrut să cedeze piața pentru mitingul Platformei Demnitate și Adevăr. Da. Pe urmă au fost mulți oameni cu viză de reședință, zeci de oameni în aceeași casă. Au fost multe întrebări acolo. Noi am înțeles că acolo au fost niște înțelegeri și nu avem niciun gram de simpatie față de Partidul Liberal, Mihai Gimpu și Dorin Chertoată. Și acum cu referendumul? Totodată, ceea ce s-a început din vara 2017 avea semne evidente ale altor aranjamente, altor înțelegeri, deja între Plahotniuc și Dodon, și partea asta cu referendum a fost una din tot lanțul valorii de înțelegere care au fost în prezență, cu împărțirea ambasadorilor, cu Moldova Gaz, cu judecători, cu votul mic. Era evident că este acest tandem Plahotniuc-Dodon, împotriva căruia noi am luptat, luptăm și vom lupta. Și atunci a apărut întrebarea. Putem noi să acceptăm jocurile murdare și niște aranjamente împotriva cărora noi tot timpul am luptat? Mai mult ca atât, era clar că după ce Mihai Gimpu și Partidul Liberal a căzut în disgrație Partidul Democrat și personalul Plahotniuc, din nou a ieșit pe arena politică justiția selectivă, justiția bâta procuraturii. Asta iarăși este o componentă care nu este agreabilă pentru Platforma DA. Platforma DA este partid antisistemic. Domnule Slusăr, eu cer scuze că vă întrerup. Domnule Slusăr, sistemul de înțelegere și aranjamente oligarhice, cu justiția selectivă, cu procuratura și dosarele la comandă. Domnule Slusăr, eu cer scuze că vă întrerup. Eu vreau o întrebare de precizare să vă pun. Toate aceste lucruri ne sunt clare și, într-adevăr, nu o singură dată platforma a specificat acest lucru. Dar, dumneavoastră știți foarte bine că există o opinie, un curent, eu chiar aș spune, care este susținut inclusiv de către experți sau activiștii civici, care deloc nu pot fi suspectați de colaborarea cu guvernarea, care spun, boicotând referendumul, dreapta oferă primărie pe tava democraților
Asta deja s-a întâmplat săptămâna aceasta prin numirea unui nou viceprimar. Dumneavoastră știți acest lucru. Eventualele alegeri, nu mă clipă. Domnule Susăr, eventualele alegeri anticipate în capital ar putea deveni o șansă foarte mare pentru dreapta pro-europeană. Ce părere aveți despre această opinie? Eu am tot respectul față de opinia mai multor experților și această părere are dreptul la existență și este în oricare măsură plauzibilă. Dar eu vreau să-mi termin gândul până la capăt. Noi niciodată n-am folosit cuvântul boicot. Noi am decis că noi, pe platformă de Demnitate și Adevăr, avem o altă agendă. Noi nu, agenda referendumului, care este fructul unor înțelegeri obscure între Plohotniuc și Dodon, nu este agenda Platformei Demnitate și Adevăr. Noi nu am decis că nu vom participa în campania de promovare, nu ne-am înregistrat la CEC și am venit cu acest mesaj. Stimați chișinăieni. Deci pur și simplu ignorați referendumul. Noi, Platforma Demnitate și Adevăr, nu mergem pe agenda lui Plohotniuc și Dodon. Noi nu participăm în această campanie, pentru noi important este întreaga țară care urmează să fie... Domnule Susăr, dar iată, inclusiv Valeriu Pașa a spus mai înainte în acest studio că chiar dacă acest referendum este organizat de către Partidul Socialiștilor, totuși este inițiativa a peste 70.000 de locuitori ai orașului Chișinău, care au pus semnături pentru organizarea acestui referendum. Dacă această inițiativă ar fi fost din partea societății civile, așa cum a fost cândva, și atunci, în baza unor înțelegeri între Partidul Liberal și Partidul Democrat, nu s-a dat curs acestei inițiative, era o situație. Acum, noi nu vrem cu orice preț, înțelegeți foarte corect, reputația costă foarte scump. Să-ți strici reputația prin participare în jocuri murdare ale lui Plohotniuc, pentru platformă, da, era inadmisibil. Înțelegând toate riscurile în care Partidul Liberal, la care Partidul Liberal și Chirtoacă a pus... Domnul Susăr, eu cer scuze, noi nu avem capitala. Foarte mult timp, eu cer scuze, da, este o întrebare din partea lui Valeriu Pașa. Noi am luat decizia că nu mergem pe agenda lui Plohotniuc. Am înțeles, deja ați spus acest lucru. Dar totodată, ultima decizia finală va fi luată de către locuitorii capitalii și va fi respectată de către Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Da. Valeriu Pașa are o întrebare către dumneavoastră. Domnule Susăr, eu cer scuze, noi avem foarte puțin timp. Eu cer scuze, mai avem încă câteva sunete în direct prin telefon. Valeriu Pașa are o întrebare pentru dumneavoastră. Domnule Susăr, foarte simplu, pentru că asta ați spus că se decide chișinăuienii cine vrea să duce, cine vrea nu să duce. Dumneavoastră nu îndemnați pentru o anumită opțiune. Dumneavoastră personal, vă duceți la referendum sau nu? Era o întrebare pentru mine foarte grea. Dar spre fericire sau spre regret, taman câteva zile nu voi lipsi în Chișinău și în țară și cumva s-o rezolvat de la sine. Dar întrebarea e foarte grea era pentru mine, eu, de exemplu, nu mi-am luat decizia, dar prin alte circumstanțe s-a rezolvat această problemă pentru mine personal. Domnule Susăr, eu mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, vă dorim o seară bună. Cele bune! Da, domnul Ciobanu. Poate fi această decizie, bine, nu este vorba de boicot, dar de fapt este boicot. Cel puțin eu așa înțeleg. Poate nu înțeleg ceva corect, dar așa mi s-a părut. Nu vă pare că aceasta poate deveni o greșeală destul de serioasă a partidelor de opoziție? În continuare și nu întâmplător, de aici am pornit. Mie îmi pare asta, în momentul când se servește mingea la fileu, trebuie să bați. Nu să faci raționamente de genul că noi nu participăm. Eu nu întâmplător v-am întrebat, pentru că sunteți unicul reprezentant a partidelor de opoziție în studio, dacă participați și la următoarele alegeri, pentru că ele, cu siguranță, vor fi același aranjament între socialiști și între democrați și așa mai departe. Din prima, legitimitatea lor chiar e mult mai joasă, pentru că aici măcar era o lege care există, și din altă baza care s-a pornit. Participa. Acum, încă o întrebare, iarăși, retorică până la urmă rămâne. Care este, de fapt, rezultatul? Să câștigi o primărie și să dai ripostă și să strici jocurile între socialiști și democrați? Asta era o variantă. De ce v-am întrebat? Ați examinat alte variante? Nu, ați spus că nu participați. Acum, ce se întâmplă, de fapt, în oraș? Pe bani publici, pe milioane din buget, socialiștii fac campanie electorală în municipiu, făcându-și electorat
Fidel. Deci ei, la următoarele alegeri, cu siguranță, vor ști în care ușă să bate, la cine să vină cu ziară socialistul și așa mai departe. Dumneavoastră ne-ați luat o decizie că noi boicotăm, noi nu participăm, dar cel puțin eu nu vă văd să boicotați, să îmblați voi pe la uși. Deci eu văd noi corturile mergem, socialiștilor, nu-i văd pe ceilalți care să umble și să spună nu și nu și așa mai departe. Și atunci întrebarea mea este, nu vă pune în gardă că până la urmă și, poziția venită așa, da, oarecum din partea guvernării care susține, eu cel puțin mi-aș pune asemenea întrebări. Eu prima dată văd ca poziția PAS și poziția PD să coincide în așa coincid măsură. Da, deci asta e... geopolitic, ele sunt identice. Ele sunt total... Exact, alegerile parlamentare vor intra pe segmentul geopolitic și eu deja pot anticipa că noi vom ajunge încet, încet după alegerile parlamentare, că iarăși vom salva nu știu ce. Nu, ok, dacă îmi permiteți. Da. Deci în această emisiune de câteva ori s-a pus întrebarea și aș vrea să fie o precizare pentru telespectatori ca să fie foarte clar. Deci Partidul Democrat al Republicii Moldova nu este un partid pro-european. Nici democratic măcar. Deci eu vreau ca lucrul ăsta să fie foarte clar. Să-l scoatem din acest segment pro-european. Orice mișcare făcută de Partidul Democrat, inclusiv și cu susținerea Partidului Socialist în acest referendum, inclusiv cu votarea mixtului și șutul care l-au dat Parlamentului Viitor din 2018 și tuturor alegătorilor de Republica Moldova, nu înseamnă nimic altceva că, practic, Partidul Democrat este un partid, eu l-aș numi neocomunist. Mai ales că dacă noi vorbim despre conducerea Partidului Democrat ca despre niște transfugi, ca niște trădători a Partidului Comunist. Exact aceleași persoane, transfugi și trădători a Partidului Comunist, stau și în fruntea Partidului Socialist. Înțelegeți? Deci noi vorbim despre aceiași copii de la aceeași mamă. Sunt născuți toți din Partidul Comunist. Noi nu vorbim, eu precizez lucrul ăsta pentru că de câteva ori s-a pus întrebarea, Partidul Democrat este european sau nu este european? El nu este european, colegi. Eu nu țin minte el să fiu... Ați întrebat, întrebat-o și pe Valeriu. Domnule Bolă, vă rog, fiți corect. Eu am pus întrebarea, când spuneți partide pro-europene, care partide aveți în vedere? La alegători, la oameni, la membri... Am tot dreptul să pun așa întrebare. Deci eu n-am spus, Partidul Democrat este un partid pro-european. Eu am întrebat, ce partide aveți în vedere când vorbiți despre partide pro-europene? Dacă noi luăm în contextul... În contextul că Partidul Democrat nu este un partid pro-european și face joc cu Partidul Socialist, participarea oricărui partid pro-european în jocul ăsta bizar la etapa actuală este unul derizor. Nu câștigă nimeni nimic, este o aparență, este pur și simplu o aparență. O să fie, aduceți-vă aminte simplu, vă dau un exemplu extrem de simplu. Gara Chișinăului cu mii de oameni care stăteau și vindeau în stradă. În cât timp s-a rezolvat după ce l-au dat jos pe domnul Chirtoacă această problemă? Cu un stat controlat complet, vorbim de poliție, judecători, cu un CMC disfuncțional total, disfuncțional, cu niște saceliști acolo, habotnici, care habar n-au ce, îl trăgeau pe primar de ureche. Este total disfuncțional. E ca o casă de nebun CMC-ul nostru de astăzi. Nimai vorbind și de numirea acestui doamne acum în funcția de primar. Deci, practic, toate rezultă una din alta. Deci este ceva total nefuncțional. Și noi venim să punem ce? Să punem un, nu știu ce vreți să facem, să-i dăm ceai, acum la ora actuală, cine controlează primăria municipiului Chișinău? Sigur, Partidul Democrat prin Plahotniuc. Absolut, sigur, fără indiscutabil, ca și toată Republica Moldova. Acest referendum și Dimitrie Lui Chirtoacă și care rezultat organizarea alegerilor anticipate, ar putea scoate primăria din influența lui Vlad Plahotniuc? Care referendum? Acest referendum? Da, organizarea referendumului Dimitrie Lui Chirtoacă și provocarea alegerilor anticipate. Deci, în primul rând, de Republica Moldova au fost 14 referendume care au eșuat minunat. Cum va eșua și acest referendum? Chiar mai mult ca atât. Să ne aducem aminte alegerile din Găgăuzea. Partidul Democrat a avut un singur mandat. Deci ei controlează Parlamentul Găgăuzea. Și un CMC are un singur mandat. Și un singur CMC și acum i-au numit. Deci, practic, corupția la nivel atât de mare în Republica Moldova nu a fost niciodată ca acum. Și practic acest lucru lui permite să facă orice din ce se întâmplă. Trebuie devenit cu schimbări sistematice la tot nivelul. Nu de făcut frecții la picior de lemn cu referendum și cu participare la referendum. Asta este frecții la picior de lemn. Totuși, eventualele alegeri locale noi în Chișinău la primăvară, pentru că asta prevede legea, ar fi în defavoarea Partidului Democrat sau nu? La această întrebare noi răspundem după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!
Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre referendumul anticheltoacă, dacă se merită sau nu de bucătat acest referendum. Valeriu Pașa, înainte de pauză, a întrebat dacă în urmă eventualelor alegeri anticipate, Partidul Democrat ar câștiga sau ar pierde, corect? Da. Către cine este adresat? Probabil către mine. Da. Deci eu consider că sigur, da, că dacă nu aveau de câștigat, deci noi considerăm în felul următor. Partidul Democrat este împreună cu Partidul Socialist, deci lor le aparține acest referendum și ei au obligatoriu de câștigat în urma acestui referendum. Că nu, se... În urma alegerilor anticipate. În urma alegerilor care le-ar putea provoca succesul acestui referendum. Deci ca să înțelegem, Partidul Democrat niciodată pe municipiul Chișinău nu a luat niciun procent. Adică noi vorbim despre un partid care din umbră are un potențial enorm, sub formă de dosare, sub formă de orice, să corupă pe oricine din deci, Partidul Socialistilor. Deci la alegeri schisă n-au șansă. Sigur, dar la alegerile care vor avea loc, ei practic prin membrii Partidului Socialist care vor candida la CMC și vor rezolva toate problemele. Nu la CMC, la primărie. La primărie și noi avem acum situația. Partidul Democrat controlează primărie. Potențialul, scenariul acestui referendum, dacă el va avea succes, primarul va fi demis, sunt alegerile anticipate. Cu două posibile scenarii. Va câștiga un reprezentant al stângii socialiștii, cu șanse mai mici, sau al dreptei. Să admitem că PD-ul va susține socialiștii și câștigă socialiștii. Noi avem status quo. PD-ul controlează primăria și avem potențialul deci scenariu că... Poate vin socialiștii, dar poate nu vin. Adică cel puțin este șansa ca să nu vină socialiștii. Șanse foarte mari să vină partidele de dreapta să manifeste un succes electoral cu jumătate de an înainte de alegeri parlamentare. Ca să nu spun de ce, o șansă este mai proastă decât la primărie, o evidență? Deci în municipiul Chișinău în care vor fi create 11 circumscripții. Păi da, și vreau să nu uităm despre acest lucru. 11 Chișinău, mandate vor veni din partea Chișinăului. Primăria Chișinău este cel mai mare angajator din țară. Este cel mai important resurs administrativ, bate orice minister și toate întreprinderile de stat. Și PD-ul încă nu controlează lucrurile astea. Dar să ne aducem aminte de Dorin Chirtoacă și condițiile în care el a venit la putere în primărie în 2007. A fost blocat la toate nivelurile, peste tot. A beneficiat de un suport voluntar sau involuntar, nu știu, de partea comuniștilor, care au înaintat și cel mai prost candidat posibil. Asta tot nu trebuie să uităm. Dar oricum, cred că câștiga dreapta atunci, nu era Dorin Chirtoacă, era altcineva, nu era Iordan, era un candidat mai puternic de la comuniști, oricum cred că dreapta câștiga pentru că era o oboseală de comuniști. Exact aceeași situație o avem acum. Nu se deosebește practic. Eu vreau să întreb pe domnul Ciurea. Totuși și capitalul politic și ponderea acestei funcții de primar general. Da, este adevărat, este un... este un CMC foarte ostil și așa mai departe. Este exact situația în care iată, în acum rând, primarul general are acum a venit Chirtoacă, da. Deci în preajma alegerilor parlamentare să ratezi atât de monumental o asemenea șansă, mie îmi pare cel puțin știți cum bizar, pentru că încă o dată am să repet ca să fie foarte clar. Acum, prin cadoului Plahotniuc de bani bugetari, socialiștii fac campanie electorală și își pregătesc toate aceste circumscripții în Chișinău. Eu cred că acum, peste un an de zile... Domnule Ciuban, eu cred că acum e un moment potrivit să vorbim cu reprezentanții socialiștilor. Da? În legătură directă prin telefon se află Ion Ciuban, în calitatea sa de consilier municipal pe listele Partidului Socialiștilor. Domnule Ciuban, bună seara, ne auziți? Da. Domnul Ciuban, părerea dumneavoastră, referendumul din duminică viitoare, nu aceasta, dar cealaltă care urmează din data din 19 noiembrie, va avea loc în condițiile în care mai multe partide fie boicotează deschis, fie nu își cheamă susținătorii să participe la acest referendum? Și trebuie să înțelegem un lucru, că un referendum de demitere a primarului de Chișinău, care după părerea noastră, dar cred că și a tuturor care dau în acest studio, a avut un mandat plin de incompetență, corupție și multe alte lucruri care nu ar trebui să bucure chișinăuienii, nu este al partidelor. Nu este unul geopolitic. Pentru că nu vine, reiterez, nu știu de câte ori deja, Putin să strice trotuarele pe care merg mamele cu cărucioare sau...
să vă pună Trump în facturi diferența dintre apa consumată la contor și cea care de fapt s-a vărsat undeva de afară. Sunt niște lucruri de administrat. Domnul Ciuban, asta eu cred că înțelege toată lumea, dar v-am întrebat despre altceva. În condițiile în care mai multe partide au chemat la boicot sau cel puțin nu-și vor chema susținătorii la referendum, care sunt șansele că acest referendum va avea loc, va avea succes? Nu m-ați lăsat să-mi finalizez gândul. Deci șansele sunt exact aceleași care au fost dintotdeauna. Depinde acum de chișinăuieni, dacă vor ieși sau nu vor ieși. Ce trebuie să specificăm este un pic absurdă și legislația în acest sens, pentru că atunci când trebuie demis primarul, e suficient să voteze 163.571 de persoane. Ori pentru ca să fie validat acest referendum, este nevoie de 214.000. Corect? Deci mai mult decât ar fi necesar să se voteze pentru acest primar, ca să fie demis. Acum, eu v-am ascultat cu mare atenție ultimele 20 de minute, nu m-am conectat la această emisiune mai devreme. Am o întrebare pentru domnul Bolea, dacă îmi permiteți, de la Partidul Acțiunii și Solidaritate. Da, eu am înregistrat împreună cu fracțiunea 10 de inițiative în Consiliul Municipal Chișinău, cu caracter social, de la compensarea diferenței de tarif la apă, care funcționează, până la compensațiile pentru perioada rece a anului pentru individul care primește mai puțin de 3.000 de lei în familie. De la multe inițiative legate de surzi, de la oameni cu nevoi speciale, cu deficiențe de voie și până la cele legate de etichetarea electronică. Dumneavoastră, puteți să-mi spuneți o inițiativă pe care ați propune pentru municipiul Chișinău? Măcar una. Pentru că am văzut că ați criticat activitatea. Și a doua întrebare, dacă vă aduce aminte vreodată, să puteți da un exemplu, aici în, vă dau totodată posibilitatea să vă gândiți un pic. Dacă ați putea să-mi dați un exemplu de acțiune politică, geopolitică la nivel de primărie făcută de socialiști în ultimii 2 ani de zile, sau o acțiune sau o decizie cu caracter coruptibil din partea Partidului Socialiștilor, de exemplu, votată în acest CMC, măcar una. Deci, o inițiativă pe care dumneavoastră ați propus-o la nivel de Partid de Acțiuni și Solidaritate pentru municipiul Chișinău și unul, o inițiativă care vi se pare negativă, care a fost votată de... Mulțumesc, domnul Ciuban. Eu cred că domnul Bolea poate răspunde. Da. Deci, noi ca și organizație teritorială pe municipiul Chișinău suntem în etapa de consolidare. Cu siguranță încă nu am venit niciun fel de inițiative de la nivel de CMC. Mulțumesc. Dacă se poate la a doua întrebare? A doua. Dar îi permiteți să răspundă? A doua. Da, în continuare. Dar că nu au A doua întrebare a fost dacă puteți numi vreo inițiativă geopolitică a Partidului Socialiștilor din ultimii 2 ani. Nu, în municipiul Chișinău. A, în municipiul Chișinău, da. Măcar vreo inițiativă care ar fi fost geopolitică din CMC. Ceva de criticat pentru CMC. Eu am zis 10 inițiative la care am participat. Da, să-i permitem să răspundă, domnul Ciuban. Nu participăm la arendă, nu participăm la tot felul de prostii. Da, uneori blocăm și asta este normal, după părerea noastră, pentru că se fură ca în contru. Să-i permitem să răspundem, domnul Bolea. Ceva dumneavoastră ce considerați că am făcut la limita legii sau coruptibil. Iată, domnul Ciuban, dați-i voi să răspundă. Ați pus întrebare și nu vreți să ascultați răspunsul. Domnul Ciuban, încearcă să-și aducă aminte, poate. Da, nu, deci, eu nu sunt pregătit să răspund la această întrebare. Dacă îmi permiteți. Domnul Ciuban. Eu cu cea mai mare plăcere, spre exemplu, putem să ne pregătim să ne întâlnim împreună într-o emisiune la care noi am putea vorbi. Oricând. Nu, chiar mâine trebuie să ne pregătim, să fim serioși. Ok. Marc, Natalia, eu accept deci, orice să veniți, sunteți disponibili ambii să veniți în acest studio săptămâna viitoare să discutați despre problemele municipiului Chișinău? Sigur că inclusiv da, despre referendum. Sunteți de acord, domnule Bolea? Da, okay. Foarte bine, eu vă prins pe cuvânt. Domnule Ciuban, un pic la, da, vă rog foarte succint la, pentru că noi suntem deja pe finalul emisiunii. Dacă îmi permiteți să închei cu boicotul. Da, vă rog, trebuie să fie clar un singur lucru. Ori astăzi cetățeanul decide asupra faptului de demisie a primarului, incompetent, cu care toată lumea este de acord, și provoacă unele alegeri și alege primarul pe care și-l dorește, dar consideră că este conform așteptărilor lor, ori toate aceste lucruri vor fi făcute pentru el, adică decizia va fi luată de Partidul Democrat. Fie șantajul
și lăsându-l în funcție pe chirtoacă cu dosarele penale, fie în continuare prin intermediul doamnei Radu, care astăzi este la primărie. Atât. Domnul Ciuba, deci, mulțumim ori decide, foarte mult. Ori decide Partidul Democrat pentru voi, ori decideți voi pentru voi înșivă. Domnul Ciuba, vă mulțumim foarte mult. Nimeni nu v-a tras de limbă, singurul ați spus că săptămâna viitoare veniți în acest studio și dezbatem acest subiect încă o dată. Bine? Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai avem timp, din păcate, pentru discuții și nu vom avea timp să luăm legătură cu domnul Valeriu Munteanu, dar sper că nu se va supăra pentru că a fost invitat la domnul Boțanu în urmă și săptămâna viitoare neapărat îi voi invita și pe reprezentații pe Leș, nu doar în acest studio, ca să discutăm încă o dată acest subiect. Trecem la concluzie, domnilor. Totuși, ce credeți și ce ați înțeles despre toată ideea aceasta de a boicota referendumul din 19 noiembrie, domnule Ciobanu? Непонятно. Понятно, что ничего непонятно, да? Je suis désolé. Să vă spun sincer, deci toată argumentarea care mi-a expus-o eu în ceea ce am spus este de fapt bazată pe o logică absolut elementară. Eu am auzit astăzi în emisiune trei politicieni care au vorbit foarte mult, folosind fraze întortocheate și tot ce vrei, și eu n-am înțeles, deci pe mine nu m-au convins. Și atunci întrebarea mea este, atunci cum convingeți dumneavoastră electoratul dacă la niște întrebări foarte simple și după mine sunt pertinente? Logica luptei politice presupune că un partid este gata să lupte oricând se oferă această oportunitate. 1. Nu răspundeți. 2. Socialiștii pe bani publici fac campanie electorală, voi nu faceți. 3. Aveți o susținere, după mine, care pune semne de întrebare din partea democraților. Deci nu sunt de ajuns întrebări la care n-ați putut să răspundeți. Deci dacă răspundeți clar, e o altă Domnul problemă. Ciro. În calitate de concluzie, voi încerca să răspund la cea de-a doua întrebare a domnului Ceban. Sigur, socialiștii, asta este strategema lor, nu joacă geopolitic la nivel de municipiu și asta este, apropo, șansa lor de a câștiga. Domnul Pașa nu crede în victoria socialiștilor în Chișinău. Iată, cu așa discursuri pe care le are domnul Ceban... Cu așa oponenți, vă referiți la partidele de dreapta, bănuiesc? În primul rând la Partidul Democrat. Păi parcă l-ați laudat, că au luat primăria. Nu l-am laudat, îmi pare foarte rău că s-a întâmplat încă un act de uzurpare a puterii. Bun, deci cu bun. Un partid... Uzurparea bun. Poftim, bun, eu să contest uzurparea puterii la nivel local, nu mai are rost. Deci, dacă socialiștii... e la nivel național. La nivel, da, acolo ar merita, dar nu avem timp. Deci, socialiștii... vor folosi întotdeauna primăria, dacă vor câștiga, să nu dea domnul, ca trambulină pentru o victorie la nivel național. Pentru că primăria municipiului... Dar cum cine folosește, Dar cum cine folosește primăria ca trambulină? Acum este, dacă vreți, o situație de interregnum, o situație de tranziție care poate fi folosită de partidele de dreapta, care este folosită de Partidul Democrat, este folosită. Dar pentru că ei acționează și partidele de dreapta trebuie să folosească această situație pentru a profita cât mai mult. Domnule Bolea? De ce că trambulină nu se pot folosi? Da, deci eu cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor care au fost puse astăzi aici. Noi în continuare menținem ideea de boicotare a acestor alegeri, pentru că într-un final este o mimare a unui proces democratic, chiar dacă este perfect democratic, cum a spus domnul Valeriu, legal, și legal, da, și democratic, pentru că au fost adunați semnături, dar este o mimare. Și pasul pledează pentru schimbarea radicală. Și cu siguranță noi ne vom implica în toate tipurile de alegeri și cu siguranță pasul este pregătit să se implice în toate tipurile de alegeri în Republica Moldova. Valeriu Pașa? Lucrurile îmi par destul de simple. Deci, pe de o parte, vedem faptul că partidele de opoziție exagerează, și mult, părerea mea, exagerează, în, nu vreau să-i spun frică, dar sunt extrem de atenți în acțiune, în ceea ce ține de tot ce face Vlad Plahotniuc. Da, ei am impresia că încep să creadă că el nu poate da greș. Ori domnul Plahotniuc și guvernarea sa fac foarte multe greșeli. Și aceasta legată de acest referendum în Chișinău a fost una dintre greșeli. Nu a fost de dorința lui, a fost influențată de această înțelegere cu socialiștii. Da, pentru că Igor Dodon avea nevoie de liniște în partid,
Pentru că au apărut foarte multe întrebări, dar de ce trebuie să voteze mixtul lui Plahotniuc? La referendum o să avem de răspuns la două întrebări. Îi lăsăm primăria lui Plahotniuc, și eu nu vreau asta, pentru că consider că era, chiar dacă nu era condusă bine, dar cel puțin era condusă legitim de către Dorin Chirtoac. Ori mergem la alegeri anticipate cu șansa de a alege un primar 50-50. Care cel puțin să fie legitim. S-ar putea să fii socialist, dacă asta o să decidă chișinăuienii, așa este corect. Dar nu cred că vor fi socialiști. Și ultima, dincolo de toate, trebuie să ne aducem aminte de fondul problemei, de unde a pornit tot. Orașul Chișinău a fost gestionat foarte prost. Eu cresc un copil în orașul Chișinău și cred că toți cei care cresc un copil în orașul Chișinău o să mă înțeleagă. Cu trotuare distruse pentru care nu au ajuns bani, pentru că șefii de direcții transport trebuie să-și construiască case de milioane. Cu iluminat care lipsește în parcuri, de unde vin noaptea mamele cu copii, și merg prin întuneric total și prin lipsă de securitate, pentru că de la Lumteh se alimentează toate chioșcurile din oraș și fură lumină, dar pentru iluminare publică nu ajunge. Cu urmării a unei simple zăpezi care nici până în ziua de azi nu au fost lichidate. Și așa un primar merită să fie dat afară. Iată, punând toate astea împreună, lucrurile îmi par extrem de evidente. Și ultima, partidele de opoziție trebuie să înțeleagă un lucru foarte clar. Dacă nu o să fie gata oricând să meargă la alegeri, care sunt ultima picătură de democrație, ultima instituție democratică care mai este în Moldova, sunt alegerile. Și nu în zadar Partidul Democrat s-a băgat anume la sistemul este electoral. Este prima, nu ultima. Asta e ultima care a mai rămas în viață, pentru că restul toate prima au fost capturate. Dacă nu o să manifestați încredere în propriile forțe, nu o să insuflați această speranță cetățenilor, nu aveți nicio șansă să câștigați nici chiar mult. Alegeri corecte. Eu mulțumesc pentru această discuție. Săptămâna viitoare neapărat revenim la acest subiect și cred că nu o singură dată. Domnule Bolea, ați promis că veți veni. Domnul Ciobanu a promis, poate vom organiza chiar și o serie de dezbateri. Vom vedea. Chiar ne pare un subiect destul de important. Vă doresc o noapte bună, un sfârșit de săptămână frumos. Ne vedem luni la ora 21:30.